Vă salut cu drag și în această seară, doamnelor și domnilor. Bun venit la această ediție a emisiunii De Sens Vieții. Leadershipul este mai mult decât o disciplină modernă dezvoltată recent. El este în esență miezul progresului și al succeselor omenirii. Datorită leadershipului, oamenii au luptat pentru libertate, au migrat pe alte continente în căutarea altor lumi, au navigat pe mări și oceane mii de mile, au ieșit victorioși în marile provocări ale vieții și tot pe umerii săi s-a construit civilizația pe care o avem azi. Leadershipul este scara care ne urcă spre excelență și succes. John Maxwell spunea că leadershipul înseamnă influență. Nimic mai mult, nimic mai puțin. În seara aceasta vom vorbi despre leadership ca soluție și problemă. Ca invitat îl am alături de mine pe domnul Dragoș Ion, senior consultant, trainer și coach și coordonator de 15 ani la ID Learning, una dintre primele companii care au dezvoltat programe de schimbare de mindset în mediul organizațional din România și Moldova. Bună seara, domnule Dragoș, bine ați venit în emisiune la The Sens Vieții. Bună seara! Pentru început, spuneți-ne câteva lucruri despre dumneavoastră și despre activitatea pe care o desfășurați la această companie ID Learning. Sunt un om născut în Ploiești, care în timpul copilăriei a mers pe munte alături de părinții lui și a fost angrenat în tot felul de activități și chiar, dacă vrei, într-o formă așa, am fost în clubul Emilian Cristea și Crâng. Acolo, dacă vrei, am găsit așa câteva lucruri interesante, fiind eu și fratele meu cel mai mic, cei mai mici din echipă. Practic, eram și cei mai primii pe orice traseu. Ulterior, am învățat să cânt la chitară. Am făcut chitară clasică și asta m-a ajutat un pic câteodată în tabere. Cu toate că nu eram cel mai bun cu vocea, puteam să acompaniez și asta mă făcea din când în când. Câți ani a studiat chitară? Vreo 3. 3 ani. Da. Foarte frumos. Am studiat chitară clasică și în cei 3 ani am participat și la un concurs. Era foarte dificil pentru că îți trebuiau niște pentru concurs un set de corzi speciale, profesionale, da. Da, care nu erau metalice și era o aventură să ai o astfel de un astfel de echipament, să-i spunem. Da. Apoi la sfârșitul liceului făceam pregătire la matematică cu cei care intrau la liceu și ulterior cu cei care intrau la facultate. Și acolo mi-am descoperit o altă pasiune, fotografia, într-o familie cu 8 copii, în care de an de an pregăteam pe cineva să, pentru examen. Am descoperit acolo un pian și o cameră obscură, pentru că era o familie care se ocupa cu fotografie și am învățat fotografia, am făcut un barter și cred că unul, doi copii au luat examenul pregătiți de mine și eu la rândul meu pregătiți de ei pentru fotografie. Da, deci aveți multe pasiuni, vă place muntele, vă place să cântați la chitară, să fotografiați. Ce altceva vă mai pasionează și ce faceți? Acum, după toată perioada asta de să zicem, de pregătire, cumva tipurie, la maturitate sau după adolescență, am încercat să îmi găsesc un rost ca inginer și deja la finalul facultății eram bine angrenat în vânzări, coordonam echipe și ulterior am fost trainer, apoi în câteva companii de consultanță, trainer și consultant, am finalizat să coordonez echipa ID Learning de traineri. Accentul pe care îl punem noi a fost de la început mai mult pe de ce. Pentru că în training oamenii își doresc să afle cum. Și cred că asta a fost schimbarea de paradigmă pusă cu mulți ani în urmă, adică vreo 15, ceea ce era un pic dificil, pentru că aveam dialoguri cu oameni din resurse umane care îmi spuneau,
prea multe de ce-uri, n-avem de ce să ne punem. Important e să aflăm cum. Cum să delegăm, cum să influențăm, cum să comunicăm, cum să fim inteligenți emoționali. Și mie mi s-a părut că dacă știi de ce, o să știi și cum. De multe ori căutăm soluțiile rapide la probleme și de asta oamenii caută mai mult pe cum decât pe de ce. Însă lucrurile profunde pleacă de la de ce. Care este motivația? De ce vrei să faci lucrul respectiv? Chiar exact. Ne spunea cineva că dacă vrei să faci un lucru important, pune 5 de ce-uri la baza lui, să vezi de ce vrei să faci lucrul ăsta și dacă mai ai resurse și putere să răspunzi și la al cincilea de ce în mod serios, atunci apucă-te de el. Asta este o variantă și de a rezolva probleme și de a găsi până la urmă rădăcina. Pentru că din rădăcină îți găsești, acolo îți găsești seva și acolo îți găsești și combustibilul pentru acțiunile ulterioare. Dacă vei ști cum, vei face probabil din învățare, din reflex niște lucruri, dar nu vei putea completa cu ce poți tu să faci în plus. Cum poți tu să adaugi valoare în ceea ce faci? Da, practic cum ne setează oarecum pe linia aceasta a practicului, dar mai puțin pe lucrurile profunde. Da. De ce nu mai avem lideri buni astăzi, în zilele noastre? Sau? Nu avem lideri, eu cred că avem. Tot timpul avem un lider și... Am zis buni. Buni. Chiar și asta e discutabil, pentru că cine ne spune nouă că liderii sunt buni sau mai puțin buni? Cine ne spune? Cred că dacă îi întrebăm pe cei care îi urmează pe acești lideri, o să zică că sunt foarte buni. Și probabil că cei care nu îi urmează, să spunem, nu îi urmăm pentru că nu sunt buni. Deci leadership-ul, până la urmă, asta e o relație între cei care sunt urmăritorii, dacă vrei, o relație între urmăritorii și cei care aleg să conducă. Da. Da, practic, totuși este o problemă leadership-ul astăzi, nu? Că asta ne spune și John Maxwell, care se ocupă cu asta de ani de zile. Mm-hmm. Spune, totul se ridică și se coboară datorită sau din cauza leadership-ului. Da, însă lucrul ăsta îl vedem în timp. Dacă ar fi să luăm, când vorbim de lideri și când m-ați întrebat de lideri, la ce fel de lider, în ce zonă, din ce arie? Am înțeles. Păi, uite, hai să luăm aria, eu știu, politică sau aria educațională, nu? Sunt două domenii în care apar tot felul de lideri, tot felul de modele de 30 de ani. Da. Eu cred că și noi îi propulsăm pe acești lideri. Pentru că, până la urmă, ei nu și-ar găsi urmăritori, nu și-ar găsi oameni care să-i urmeze dacă noi nu i-am propulsa. Din punctul meu de vedere, cred că leadership-ul sau nivelul ar crește dacă noi nu ne-am mai motivat din frică. Și ne-a motivat din alte considerente. Pentru că, până la urmă, mie mi se pare că acum frica este cea care ne duce și ne ajunge să ne pună în situația în care să alegem pe cineva sau pe altcineva să ne conducă. Până la urmă, abia atunci când depășim frica și alegem pe cineva să ne conducă, cred că atunci leadership-ul ăla este cel care, până la urmă, ne duce mult mai repede acolo unde ne dorim. Ați observat că în perioada aceasta de un an și ceva, majoritatea liderilor au condus prin frică. Da. Au folosit frica la maxim. La maxim, da. Și acum stăm în această situație. Dacă ar fi să ne uităm ce a rămas în urma pandemiei, să zicem că se apropie de sfârșit și sperăm să scăpăm cât mai repede, suntem, dacă vreți, două tabere, nu? Unii care poartă mască
pentru că nu vor să se îmbolnăvească și de frică să nu se îmbolnăvească și alții de frică nu vor să poarte mască și sunt împotriva vaccinării de frica vaccinului, nu? Da. Deci o frică ne ghidează și într-o parte și în alta, nu? Da. Cât de sănătoasă poate fi societatea dacă ne ghidează frica și nu valorile? Foarte puțin. E problematic în general în astfel de situații și dacă vreți ghidați de frică. Am ajuns în istorie, dacă urmărim un pic, fix în niște momente critice pentru omenire. Poate fi războiul al doilea mondial sau poate fi contextul care l-a generat. Chiar și primul război mondial iar este un context în care frica și-a pus amprenta și ne-am lăsat conduși de cei care au strigat mai tare ce pericole sunt. Se vorbește și de al treilea război mondial sub altă formă. La fel putem specula și câștiga câțiva adepți sau oameni în echipa noastră de care vede deja un al treilea război mondial. Sigur că da. Da, se poate. De ce credeți că nu se studiază în școli leadership-ul? Poate pentru că se consideră cumva nativ. Se presupune că... Se presupune că dacă ești un lider, asta oricum o să iasă și de ce. Și până la urmă, înainte să fii lider, trebuie să ai o meserie. Da. Și cu toate acestea, este foarte important să știi să conduci, să te organizezi, să faci ceva. Și lucrurile astea nu se prea studiază. Sunt școli, chiar și pentru cei mici, mai nou, care își propun să formeze lideri. Și cred că ăsta e un lucru foarte bun, pentru că, până la urmă, hai să nu punem eticheta lider. Am putea să spunem un om care comunică bine, un om de caracter. Da. Și cred că și în trecut, dacă stăm bine să ne gândim, erau cluburi de cercetași și acum sunt o grămadă de posibilități în care dacă vrei să te afirmi sau vrei să contribui, o poți face și asta construiește caractere. Eu admir foarte mult oamenii care vin și chiar după terminarea facultății sau după terminarea liceului au un CV, au un CV activității extrașcolare. Pentru că asta mi se pare că există acel de ce undeva. Adică sunt oameni care sunt pasionați de ceva, vor să descopere, au mintea deschisă și cred că asta e cel mai important. Asta face, până la urmă, o diferență, să ai mintea deschisă. Da, și practic e un spectru mai larg al activităților în care emoționalul este foarte implicat și dorința aceea interioară care face diferența până la urmă. Da, cineva spunea că leadership e doar despre inteligență emoțională. Inteligența emoțională e într-adevăr foarte importantă, pentru că dacă vorbeam de influență la început, cred că aici stă, pune până la urmă la un loc interesul individual, interesul echipei din care fac parte indivizii și sensul pe care ni-l alegem cu toții. Și cred că emoția, din punctul meu de vedere, ea este combustibilul pentru acțiunile noastre. Da, și pozitiv și negativ. Și pozitiv și negativ. Și pentru că emoțiile primare este frica, automat o putem conduce ușor și oamenii imediat reacționează. E vorba de... Da, pentru că am văzut în istorie au existat și dictatori foarte carismatici care e cel mai ușor să câștigi oamenii de partea ta prin frică. E foarte ușor pentru că așa cum știm din neuroștiințe, creierul ăsta de aici comparat de sau mulți te etichetează ca fiind un elefant care e greu de urnit, va acționa imediat, adică e primar. Dacă auzi de ceva care îți pune în pericol viața sau statutul sau siguranța în orice fel, cu siguranță o să acționezi în sensul ăsta și atunci acolo unde ți se pare că e salvarea ta, acolo te duci.
Vedem că leadership-ul este mânat foarte puternic de emoție. Și e un lucru pe care mulți ani l-am eludat, crezând că dacă oferi o informație sau o viziune foarte coerentă, oamenilor nu spun că nu sunt bune, sunt ok, dar dacă nu ai încărcătura emoțională care trebuie, oamenii nu te vor urma. Și asta spunea tot John Maxwell, că dacă ești lider și nu te urmează nimeni, faci doar o plimbare. E ghiulea de tun asta. Da, e bună. Da. Ce calități trebuie să aibă un lider? Acum ați lucrat 15 ani în compania aceasta și aveți așa un profil cât de cât conturat. Da. La începutul sesiunilor noastre, oferite până la urmă managerilor și mulți manageri de top, afișam niște figuri. Și aveam o discuție, o dezbatere, să zicem, scurtă, legată de ce anume văd bun și rău participanții la astfel de cursuri în acele personaje. Și erau, nu știu, începând de la Iisus până la Bill Gates sau Țiriac. Și bineînțeles, tot ce spuneau despre ei, pentru că bine, marea majoritate nu a avut să stă niciodată parte de vreo întâlnire față în față cu vreunul dintre ei, erau de fapt proiecțiile lor. Așa că spre final nici nu mai afișeam sau afișeam și în același timp culegeam din sală cum ar trebui să fie liderul ăsta. Până la urmă sunt lucrurile pe care le avem noi în noi și ne-am dorit să le vedem și în afară. Așa că vedeam acolo mai tot timpul că trebuie să fie un om corect, că trebuie să fie un om de caracter sau trebuie să fie un om bun. Generale pe care cu siguranță majoritatea dintre noi le-am urmat, nu? Nu se întâmplă ca să ai pretenția ca liderul să aibă calitățile pe care nu le ai tu? Chiar la pol opus. Dar pe care ți le dorești. Ți le dorești sau cel puțin, nu știu, le arunci așa ca un fel de reproș asupra liderului. Adică tu ești incorrect, dar vrei ca liderul să fie corect. Absolut. Da, ești hoț, dar vrei ca el să nu fure. Da, da, deci da. E o proiecție în oglindă, ciudată, nu pot să o explic. De ce? Da. Și asta se întâmplă și la un moment dat când există un fenomen, Kill Your Idol, în care noi propunem niște lideri, îi urmăm, îi endorsăm cumva cu niște calități, ca ulterior să le bifăm și să vedem că nu sunt chiar, că nu e chiar așa cum ne-am dorit noi, pentru că până la urmă ne construim o imagine, omul ăla e om, cu bune și cu rele, la fel ca și noi. Și imaginea niciodată nu o să se suprapună peste cine e de fapt. Liderii tot timpul au avut mai mult sau mai puțin de suferit, dacă vreți, în viață. Și chiar de curând aveam o discuție cu cineva și îmi spunea, ar trebui să fim, cum să fim noi revoluționari, cum să schimbăm noi lumea. Și sunt revoluționari și fiecare are viața lui, adică destinul lui. Fidel Castro iese la pensie și Che Guevara, asta e, a murit mai repede. Da. Practic, dacă vorbim în sfera aceasta a leadership-ului, întotdeauna suntem învățați, dacă vrem să schimbăm, în primul rând trebuie să ne schimbăm pe noi. Nu ai cum să schimbi ceva dacă tu nu te schimbi. Deși sună cam dureros, așteptăm ca alții să se schimbe și astea sunt și comentariile pe rețele de socializare, pe la televiziune, alții trebuie să schimbe, dar dacă stăm să ne gândim la noi, în sfera noastră de influență, cum suntem? Asta este primul pas și locul unde avem control, pentru că celelalte nu sunt în sfera noastră de influență. Da. Da. Asta e zona noastră de control și până la urmă face parte din mindset-ul unui om care performează. Să nu fii atent pe deficit și să fii atent pe resurse. Adică să nu fiu atent pe, sau să pun mai puțin atenție pe ce n-am, de ce nu funcționează, de ce n-am ajuns acolo și mai degrabă pe ce am ca să pot să ajung acolo, pe ce pot să mai aduc
ca să ajung unde mi-am propus, pe ce, deci pe resurse, pentru că de la asta plecăm. Așa discutam deja când eram la început angajat și spuneam, ok, aș vrea să fiu și eu un antreprenor de succes, dați-mi 1 milion de euro. Cred că era suficient să conving pe cineva. Adică da, 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 da. Important e să, sau cred că valoarea crește din momentul în care îți crește, sau ca să, nu? În momentul în care reușești tu să aduci valoare din ce ești, nu din ce ai. Da, păi aici se pune accentul foarte tare și din păcate foarte mult în societatea românească definirea personalității este făcută prin ceea ce ai, nu prin ceea ce ești. Și asta nu cred că este o abordare corectă, pentru că ceea ce ai trebuie să fie o urmare naturală din ceea ce ești. E o scurtătură, așa. E o scurtătură pentru că poate unora le un pic mai greu și sunt obișnuit să găsească soluții ușor. Și asta e cea mai bună, adică dacă tu ai, înseamnă că ești cineva. Da, dar oamenilor le plac scurtăturile. Da, astea se vând foarte bine și în filme și fac audiență, adică oameni care au dat unul și deja sunt multimilionari și duc o viață de lux. Și, Dar eu nu prea cred în ele, dar... Niciuna prinde bine. Prinde bine, da, și sunt și excepții, da. Care nu durează din punctul meu de vedere, nu cred. Ce soluții poate oferi leadership-ul în condițiile actuale de criză la nivel mondial sau, dacă nu o numim criză, eu știu, al provocărilor care au apărut în ultimul an și ceva? Ce poate să rezolve leadership-ul și cum poate să rezolve? Așa, dacă ar fi să ne... erijăm noi niște analiști a ceea ce se întâmplă pe globul ăsta pământesc, mi se pare că leadership-ul este cel care până la urmă a făcut ca noi să lucrăm cumva, să gândim, să nu să gândim, dar să acționăm cumva la unison în perioada asta. Mm-hmm. Pentru că a fost un eveniment, dacă vrei, global și am văzut și neajunsurile leadership-ului, când vorbim de țări, da. Și lucrurile bune care s-au întâmplat. Am văzut și că faptul că eram prinși în tot felul de conflicte sau tot felul de comparații sau modalități prin care noi, la un nivel mai mare decât individual, încercam să ne asigurăm că supraviețuim tot felul de lucruri greșite. Faptul că a durat atât până să găsim soluții comune, de exemplu, pentru perioada în care am trecut, cred că a arătat cumva unde leadership-ul n-a funcționat. Și faptul că fiecare șef de stat s-a gândit cum să-și închidă granițele, cum să rezolve pentru el, și a durat până când am reușit să găsim noi, de exemplu, în Europa o soluție, la fel cum și în America sau în Asia sau fiecare prima dată, cred că e până la urmă firesc să ne găsim noi individual o soluție pentru a supraviețui și după aia să găsim... Ce ați observat deosebit sau interesant în comportamentul liderilor și al oamenilor în perioada aceasta? A fost interesant de observat. A fost o perioadă în care dacă ai vrut să observi, ai putut să observi multe. Da, a fost foarte interesant. Am observat oameni care nu au fost adaptați contextului. Oameni pe care îi admir și care au fost foarte turați în a aduce la îndeplinire ceea ce și-au propus și au pierdut pe drum cumva cu contactul. Oameni care și-au dorit mai degrabă să-și crească popularitatea și atunci au baleat într-o tabără, între o tabără sau alta. Și oameni care au crezut, au fost optimiști, au mers pe aceeași linie și chiar dacă au trecut prin episoade care nu cred că au fost plăcute pentru ei, de nepopularitate
sau hate, să zicem așa, care în final cred că o să fie bine și care cred că o să câștige dacă vreți prin modul ăsta de a se poziționa. Cum ați văzut poziționarea oamenilor față de lideri în această perioadă? Că a fost o adevărată mișcare într-o parte, într-alta, niște fenomene de masă. Da, da. A fost interesant că am început dintr-o dată să vedem în alb-negru. Mai puțin color, chiar dacă viața e colorată. Da. Să vedem ori albă, ori neagră. Mai mult decât atât, să fim atât de convinși de modul prin care noi filtrăm realitatea, încât să încercăm să influențăm și alții. Poate nu văd. Dragoș, poate fi atent. Uite, să-ți trimit un film, să-ți trimit un studiu, să înțelegi despre ce e vorba. Cred că asta a făcut ca și noi să ne, cumva, să ne polarizăm. Și cred că e firesc lucrul ăsta. Cred că atunci când, chiar ca și într-o echipă, așa cum știi, sunt niște etape, iar în una dintre ele este storming, adică oamenii trec prin furtuna asta ca să ajungă la capăt, unde, bineînțeles, lucrurile sunt albe sau negre, până ne găsim locul, până înțelegem, până la urmă, care e situația. Da. Da. Deci, practic, ne-am radicalizat. Da, ne-am polarizat, ne-am radicalizat, ne-am mișcat când într-o tabără, când în cealaltă. Foarte puțin s-au mișcat. Dar dacă e să urmărim, abia așteptăm un vaccin. A venit vaccinul. Nu e bun că prea repede a venit. În felul ăsta ne-am polarizat noi, adică nu neapărat în tabere când de la început, chiar și noi, în raport cu noi. Da, da. Spuneți-ne câteva lucruri despre proiectul Leadership 10 pe care îl aveți în compania dumneavoastră. Leadership 10 este proiectul cel mai drag mie, pentru că este unul care într-adevăr pune accent pe om și nu pe angajat. Și mă bucur că a câștigat atât de mult teren în mediul organizațional. Este un program care pune cu adevărat punctul pe I, adică merge peste acel cum. Nu învățăm doar cum trebuie să fie un lider, să fie democrat, să fie mai autoritar, să fie adaptat, să fie adaptat situației, să fie... Nu. Dacă reglăm niște lucruri în profunzime, la rădăcină, oamenii cresc pur și simplu, se dezvoltă și ajung să fie cei pe care cu adevărat îi urmăm. Și noi am împărțit acest program, pentru că lucrurile nu se fac peste noapte, adică nu ai citit, mai citești o carte. L-am pus pe un an de zile, în care în fiecare lună aproape, mai puțin două de vacanță, participației la astfel de intervenții, de sesiuni, trec prin diferite etape. Și, practic, îi ajutăm să treacă linia, pentru că noi asta e metafora noastră, de la o mentalitate de supraviețuitor la o mentalitate prin care ajungi să faci performanță. Și, până la urmă, asta se rezolvă, sau, dacă vrei, contextul pe care îl construim este să-și răspundă singur la două întrebări. Una legată de sunt bine aici unde sunt, mi-e ok? Și dacă nu, sunt dispus să fac un salt și să schimb ceva? Nu știu, poate e vorba de o idee fixă pe care o am. Poate cred cu 100%, 150% într-un adevăr și adevărul ce este. Da, e, nu? Subiectiv. Sau poate că mă concentrez prea mult pe ce n-am. Și cum să fac să trec peste linie? Cum să deschid mintea? Cum să găsesc până la urmă, să fiu curios în loc să am niște adevăruri în mintea mea?
și cum să am acces la resurse. Și în felul ăsta ajungem la cum. Pentru că începem cu de ce și ajungem ușor, ușor la cum. Și oamenii fac, au astfel de, un astfel de progres. De cât timp desfășurați programul acesta? Cred că are vreo 5 ani. S-a copt. S-a copt și este o muncă de echipă în care și-au pus amprenta psihologi, lideri, manageri, fiecare din cei care au participat la modulele ce compun acest program sunt cei, până la urmă, sunt și ei oameni care au contribuit la programul ăsta. Ce conține programul? Ce ingrediente are? Uite, de exemplu, Leadership 10? Sunt niște valori, niște... Da. Una este segmente. Integritatea. Alta este cum să scapi de idei fixe. Cum să faci asta. Și dacă vezi ulterior, dacă vezi beneficii, cum să îți exersezi mintea să poți să faci și stretching-ul ăsta. Vorbim și despre emoții. Vorbim și despre ce înseamnă să înțelegi și să înțelegi că siguranța și controlul sunt butoanele tale. Aici sunt butoanele astea, da. Nu în altă parte, ceea ce îți dă o autonomie extraordinară. Adică nu ești tu cel care mă face pe mine să mă simt bine astăzi sau nu ești tu cel care mă poți face și tu să mă simt bine, dar la mine sunt butoanele astea. Eu pot să le accesez și să îmi schimb dispoziția. Asta nu înseamnă că avem niște butoane, încerc acum să găsesc niște etichete care să facă lucrurile mai ușor de înțeles. Da. Da, e într-adevăr multă neuroștiință, asta e, multă neuroștiință și până la urmă mult exercițiu. Pentru că să știi doar nu e suficient. Da, aveți și ateliere, mă gândesc, de lucru. Nu mai ateliere, deci practic mai fiecare ateliere. Întâlnire și de grup și individuală e practic o sesiune de coaching pe baza programului ăsta în care pur și simplu îi susținem, îi sprijinim pe oameni de mersul lor și avem norocul că ne investesc cu rolul ăsta, pentru că nu noi facem mare lucru, ei până la urmă muncesc cel mai mult și practic noi suntem acolo ca să-i sprijinim, să-i susținem. Oferiți servicii doar pentru oamenii din companii sau și pentru cei care sunt interesați să crească, să se dezvolte? Ne-am gândit de anul ăsta să facem lucrul ăsta pentru mai mulți, pentru că oamenii pleacă din sesiunile acestea cât în familie și vin cu tot felul de lucruri și spun, n-ar fi interesant să avem și să existe și pentru ceilalți. Da, și cred că o să facem. Am plitocit-o tot anul ăsta de lockdown, să-i spunem așa, și am pus la punct așa, cărămidă cu cărămidă, un program care să fie accesibil tuturor și să fie potrivit pentru oricine. Da, ne bucurăm să auzim astfel de vești, pentru că da, nu toți lucrează într-o companie sau într-o multinațională și mai ales în staff și oarecum leadership-ul coboară la firul ierbii și aduce o veste bună că și oamenii care vor să crească, să se afirme, să-și descopere potențialul pot să facă lucrul acesta având astfel de programe valoroase. Cum poate generația tânără să iasă din anonimat? Eu cred că depinde de noi. Depinde de noi să îi dăm culoare, să o punem valoare, pentru că știu foarte mulți tineri, oameni care sunt studenți, liceeni, care sunt foarte valoroși. Foarte valoroși. Și am în jurul meu tot felul de exemple de copii sau care își găsesc un drive, își găsesc un sens sau cel puțin îl caută, pentru că eu cred că până la urmă asta facem tot timpul, să-l căutăm. Și au curajul ăsta să încerce. Și cred că astfel de oameni, cărora
le place să experimenteze, pe ei trebuie să-i punem în valoare. Cred că asta, dacă ar fi să vorbim de ce resurse avem și ce este în controlul nostru, în controlul nostru este să-i valorizăm, să-i potențăm, să le dăm culoare acestora să crească. Ei sunt. Da. Ei sunt acolo și sunt o grămadă de organizații care pun în valoare. Uite, Teach for Romania, dar mai sunt și altele. Sunt oameni inimoși, sunt oameni care pun suflet și care reușesc să creeze contextul ca acești tineri să se dezvolte și să fie cei care, în urmă, peste câțiva ani, pe care o să-i urmăm. Da, cred și eu în formarea acestor tineri și echipa Joe Maxwell are un program Youth Max care promovează aceste valori ale leadership-ului și ale antreprenoriatului în școli și la nivel mondial. Cred în ridicarea noii generații și în transformarea societății prin ei. Nu știu de ce în istorie tineri au cam făcut schimbările, pentru că au nebunia aceea suficient de mare. Au granițele pe care le punem noi atunci când trecuți prin focul bătăliei, ne cam oprim. Poate că e cam devreme. Ei au curaj, da. Așa cum și noi am fost curajoși, pentru că nu vedeam niciun fel de pericol sau prea puține, și atunci ne permiteam să încercăm. Multe din încercările noastre au eșuat și asta ne-au făcut să fim mai închiși, poate, dar și multe reușesc și ne duc mai departe. Și cei care, până la urmă, sunt vizibili astăzi sau îi vedem ca fiind sclipitori sau sunt oameni care au încercat, cum este cazul lui Whippet, nu? Da. Da, și alții, Zuckerberg, da. Și alți antreprenori care... Hai să zicem că Zuckerberg și alți antreprenori care au început de vreme, încă n-au avut șansa, că e până la urmă o șansă să greșească atât de mult. În cazul antreprenorului care a ajuns să-și listeze propria companie la New York, este foarte interesant și chiar am avut ocazia odată să ne întâlnim când nu știam și nici nu mă gândeam că ar putea avea un așa mare succes. Nici el nu credea lucrul ăsta. Deci a fost o întâlnire pasageră. Însă este un om care a greșit de foarte multe ori. A greșit în ghilimele. Intenționat, adică... Nici măcar intenționat, că nu cred că și-a propus cineva să piardă niște bani sau să fie pe... Și-a asumat eșecul în sensul acesta. Și-a asumat eșecurile ca să iasă ceva bun. A învățat din ele. A mers mai departe pe drumul ăla care... s-a împletit bine cu viața. Știi că e important să înțelegi și viața, nu doar să noți, că poate ajungi la un moment dat să fie chiar împotriva cursului, știi? Credeți că avem o problemă noi românii cu liderii naționali? Când va avea România lideri autohtoni, ca să zic așa, buni? Pentru că, nu știu, uitându-mă așa în istorie, am fost o nație, cel puțin după Decebal, și, da, care nu ne-a mai putut conduce singură. Au trebuit să vină alții de afară să ne conducă. Da, sunt niște exemple din astea care au făcut un salt pentru noi. Dacă să vorbim de Carol sau de... Da. Da. Cred că am avut niște lideri și niște lideri buni care măcar au susținut și eu cred că și ăsta e un punct important, știi, să nu te pui de-a curmezișul atunci când lucrurile sunt într-o direcție bună. Da. Și faptul că poți să recunoști și să susții un om care ne duce pe noi în față, mie mi se pare că iar e un lucru care ține de leadership. Să fii tu doar ăla care câștigă într-o dezbatere, să fii tu ăla care propune soluții tot timpul, din punctul meu de vedere, n-are nicio legătură cu leadership. Să fii tu cel care propune sau acceptă și alte propuneri sau idei care sunt foarte potrivite, cred că da, asta cred că... Eu cred că avem niște lideri. Cred că avem și...
Dacă ar fi să ne schimbăm așa punctul de stație, dacă e să vorbim despre fotografie, da, să zicem undeva în Germania și să fim unul dintre cei care studiază acum macroeconomic evoluția Europei, am vedea că România e pe primul loc la creștere economică. Oare cine ne conduce? Nu? Da. Deci cred că e important să poți să faci exercițiul ăsta și o să vezi că sunt niște oameni care poate că o să-i regretăm. Eu cred că trecem acum prin perioada cea mai fastă a României. Da. Deci dacă ne uităm un pic în urmă, cred că acum suntem cel mai bine. N-avem un dictator, nu suntem, suntem la finalul poate unei perioade de tranziții, de tranziție, dar urmează și tot timpul vom fi într-o tranziție permanentă, pentru că schimbarea este natura noastră, natura noastră, și cred că asta e o perioadă foarte, foarte bună pentru România. Da. Cred în regenerarea perpetuă a României, pentru că s-a dovedit de-a lungul istoriei că are o putere și de a suporta și de a se regenera ca pasărea Phoenix și din cenușă renaște. Dar este important ca noi să vedem și oportunitățile, să vedem și oamenii, vorbim de lideri, nu? Poate că oamenii ăștia capabili și liderii aceștia nu sunt atât de vizibili. Poate că nici nu-și doresc lucrul acesta, pentru că un lider adevărat nu-și dorește să fie foarte mult în față, ci mai degrabă preferă să stea în umbră, să facă lucrurile de acolo și să funcționeze compania, țara, partidul, ce-o fi organizația pe care el o conduce. Da. Da. Cred că vizibilitatea la un moment dat e iminentă. E cel mai sănătos când te faci vizibil, când ceilalți te fac vizibil și nu o cauți cu orice preț. Atunci când prin modul tău de a fi, prin contribuția ta, care poate fi mică la început, dar foarte importantă pentru câțiva și apoi și mai mulți și mai mulți, ajungi în felul ăsta să fii vizibil. Și cred că și vizibilitatea are până la urmă niște beneficii. Eu încercând acum să găsesc la orice, pentru că cred că din orice avem beneficii. Sigur. Are beneficiu major că ajung mai mulți oameni să vadă un model, să vadă un mod de lucru, să înțeleagă sau să adere la niște idei. Cred că așa în necunoscut, în beznă, foarte puțini vor putea să facă ce spuneai tu la început, să influențeze. Cred că vor putea foarte puțini. Dar de jos așa, de la firul ierbii, ușor, ușor, sănătos, așa da, văd eu cumva. Da, cred că România are oameni de valoare și va avea tot timpul oameni de top la nivel mondial, pentru că poporul ăsta are ceva aparte, ceva... Da, și cred că pe oricine am întreba, pe un anumit domeniu sau pe o anumită nișă sau poate are legătură cu pasiunea fiecare, ai putea găsi pe cineva care ți este model. Și ne facem un exercițiu ăsta, e foarte interesant. Atunci când avem o problemă sau nu problemă, un blocaj. Avem un blocaj legat de ce ar mai fi de făcut în continuare. O întrebare foarte bună care ajută și foarte simplă este să identifici acel om pe care cel din fața ta l-admiră și să-l întrebi ce ar face Xulete. Xulescu dacă ar fi în situația ta. Și să vezi că proiecția pe care o face persoana respectivă pe mentorul lui îl ajută de foarte mult și deschide cumva în față niște acțiuni, un drum cumva, știe ce are de făcut. Cât de mult contează un model. Cât de mult contează un model. Și asta pentru noi, să zicem, că devine mai complicat odată ce ne maturizăm, dar pentru copii e foarte simplu. Nici nu trebuie să le vorbești foarte mult. E imită, pur și simplu. Și dacă au ce să imite bun, cu siguranță vor face bine. Da.
Mi-aduc aminte de copiii mei care intră în pielea personajelor din desene animate sau din anumite filme pe care le văd. Imediat intră acolo trup și suflet, sunt în pielea lui. Da. Și cred că tiparul acesta continuă și la vârsta adultă, dar probabil conturat altfel. Dorința de a imita pe cineva care te inspiră, care te ajută să treci, să-ți depășești limitele și să fii mai bun în ceea ce faci. Și evoluăm. Evoluăm, pentru că și noi evoluăm. Dacă ar fi să ne gândim simplu la cum eram acum, nu știu, 20 de ani vis-a-vis de ecologie, de cât de ușor și cât de nu era în atenția noastră să ne gândim, poate nu 20 de ani, dar după Revoluție, să zicem, acum 30 de ani, nu e nicio problemă că sunt două peturi în pădure sau că facem și noi un foc. Și vorbim acum de numere mari, nu vorbim de individualități. Bineînțeles că și atunci și acum, și dacă e să... Eu mi-aduc aminte că în taberele pe care le făceam cu cluburile montane, asta era pedepsa pentru cei care... Aruncau. Nu, pentru cei care nu respectau regulile grupului. Și anume că a doua zi sau a treia zi, când ceilalți plecau pe traseu, cei care erau cumva pedepsiți rămâneau să ecologizeze zona. Da. Adică pe o distanță de un kilometru, doi, trei, patru, să adun toate gunoaiele, tot ce era, ca să faci curățenie. Și am rămas cu asta și acum. Sunt încă atent, dar sunt oameni care nu observă. Și eu cred că totuși, dacă ar fi să vorbim de numere mari, cred că din ce în ce mai mulți sunt mai atenți la unde trăiesc, unde se duc, ce las în urmă, față de acum 30 de ani. Și cred că asta e un progres. Eu mă bucur pentru el și, până la urmă, observ asta și în comunitate, că oamenii au depășit cumva granița dată de gard și să mai gândesc și cum e pe stradă și cum cine are magazinul și ce oferă și au o voce. Da. Bineînțeles că suntem încă departe, bineînțeles că nu suntem toți, bineînțeles că poate pe cei mai mulți nu interesează decât binele personal și acolo unde sunt ei să fie bine. Dar eu cred că față de acum câțiva ani suntem pe drumul cel bun. Da, cred că dacă avem lideri buni care să ne dea un exemplu și dacă dorim noi să fim un exemplu pentru ceilalți, să începem o schimbare, lucrurile pot să arate foarte bine și din problemă leadership-ul să se transforme într-o soluție, pentru că despre asta am vorbit. Da, e și leadership. Dacă avem lideri buni, cred că iar putem câștiga o scurtătură. Pentru că din poziția unui lider, puterea pe care ți-o dă poziția respectivă și, până la urmă, vizibilitatea, încrederea, pentru că ăsta este ingredientul cel mai important, încrederea pe care oamenii o au în tine, poți să faci lucruri extraordinare, în primul rând pentru cei care te-au investit cu încredere și, bineînțeles, secundar și pentru tine. Da, doar secundar, pentru că tu ești, dacă vrei, vectorul pe care noi, oamenii, l-am ales să ne reprezinte. Vă mulțumim, domnule Dragoș, pentru că ați ales să veniți în emisiune la The Sens Vieții și vă mai așteptăm cu drag și în alte ocazii. Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, Albert Einstein a spus odată că liderul este acea persoană care reușește să scoată simplitate din dezordine, armonie din dezbinare și oportunitate din dificultate. Să fii un lider nu e ușor, e nevoie de muncă asiduă, curaj și asumare a riscului. Elementele vitale ale unui leadership eficient sunt capacitatea de a găsi soluții, de a rezolva probleme și de a face ca lucrurile să funcționeze mai bine. Să fii un model de urmat înseamnă să faci lucruri care vor spori progresul angajaților, al comunității și chiar al omenirii. Doamnelor și domnilor, sunt Ionică Herlea și m-am bucurat să fiu cu voi la această emisiune. Vă doresc o seară frumoasă și plină de inspirație. Vă aștept cu drag la emisiunea The Sens Vieții, sâmbătă seara viitoare de la ora 19. Pe curând!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.